sunt Alice Buiculescu și aș vrea să-i mulțumesc lui Dragoș pentru introducere. Aș vrea să știu dacă vă plac poveștile. Pentru că eu aș vrea să încep o poveste. Alții dintre voi poate cunoașteți această poveste, alții poate nu. Pentru cei care o cunoașteți, aș vrea să luați aceasta ca pe o oportunitate de a vă reaminti puterea unor cuvinte. Se spune că, la un moment dat, prin anul 1944, un tată împreună cu fiul său au mers la un vestit colegiu pentru a vorbi cu un director, un celebru director acolo, care a realizat foarte multe lucruri. Aceștia erau Martin Luther King seniorul și Martin Luther King junior. Odată ajunși la biroul directorului, tatăl îi spune acestuia: permite-mi, te rog, să îți fac cunoștință cu fiul meu. Acesta este Martin Luther King junior. Și în toamnă va merge la colegiu. Este un băiat foarte, foarte deștept. Dar îi lipsește ceva. Și am venit la tine pentru că aș vrea să-ți cer o favoare. Nu vreau să îi predai sau să-l instruiești. Ai vrea, te rog, să-l înveți pe fiul meu cum să viseze? Da, da, aș vrea să îl înveți să viseze. Directorul scoase o foaie de hârtie, se uită la fiul acestuia și îi spuse: citește ceea ce scrie aici în fiecare zi și viața ta se va schimba. Și într-adevăr, viața acestuia s-a schimbat. Ați vrea să auziți ce scrie aici? Haideți să vedem. Te-ai născut. Tragedia vieții nu constă în faptul că nu ți-ai atins scopul. Tragedia constă în faptul că nu ai un vis la care să aspiri. Nu este nicio catastrofă să mor cu visele neîmplinite, dar este o catastrofă să nu visezi. Nu este niciun dezastru să fii incapabil să-ți conturezi idealul, dar este un dezastru să nu ai idealuri de conturat. Nu este o rușine să nu ajungi la stele, dar este o rușine să nu ai stele la care să vrei să ajungi. Nu eșecul, ci un vis mic este un păcat. Trebuie să visezi vise mari, vise imposibile. Vise care vor face o diferență și vor lăsa o moștenire. Un vis care va fi capodopera ta. Motivul pentru care ai venit pe lume. Trebuie așadar să ne studiem existența în mod continuu, pentru a ne asigura că avem un țel. Dacă nu vom face acest lucru, vom ajunge să trăim viața unei alte persoane. Și la un moment dat să ne dăm seama că am urmat o cale care nu era noastră. Pentru a ne îndeplini un țel, pentru a ne atinge ținta, sunt câteva chei pe care aș vrea să vi le spun acum. Prima dintre chei este credința. Crezi cu adevărat că poți face asta? Chiar crezi cu adevărat că poți face asta? Crede în tine. Mintea face foarte multă gălăgie, mai ales atunci când nu vorbim. Spune-i stop! Nu o mai asculta. Și lasă inima să-ți spună ce-i place să fie, ce-i place să facă, ce vrea să aibă. Este foarte important să ne lăsăm inima să
să vorbească. Următoarea cheie este motivația. Probabil că am auzit cu toții că este foarte bine să ne scriem obiectivele pe o foaie de hârtie. Și poate că foarte mulți dintre noi am și făcut asta. Dar de cele mai multe ori s-a întâmplat ca aceste obiective să rămână doar scrise pe hârtie. Și să le lăsăm așa la voia întâmplării. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că ne-a lipsit motivația. Adică, de ce îmi doresc să îndeplinesc acel țel? De ce ori? Cu cât motivația este mai puternică, cu atât vom avea puterea să ne îndeplinim visul mai repede. Este foarte importantă motivația pentru care pornim la drum. Poate că nu va fi ușor. Poate că vom avea și piedici. Poate că vor fi persoane care ne vor spune de ce să faci asta sau nu este bine. Dar asta doar pentru că nu este țelul lor. Important este că ai ales să mergi pe drumul care duce la îndeplinirea visului tău. Cea de-a treia cheie este planul. Cel mai bun timp pentru a-ți îndeplini țelul este acum. Un plan mediocru este cu mult mai bun decât un plan pe care îl vom face în momentul în care vom fi perfecți. Asta pentru că poate nu se va întâmpla niciodată asta. Focusează-te, deci, pe ceea ce vrei să faci și fă un plan. În momentul în care vei avea imaginea de ansamblu a ceea ce vrei să faci, este important să începi, să faci primul pas. Aceasta este și cea de-a patra cheie. Acțiunea. Decizia de a acționa nu înseamnă mi-ar plăcea să fac asta sau aș vrea să fac asta, ci înseamnă a-ți lua angajamentul cu adevărat de a face asta. Foarte mulți nu acționează pentru că se gândesc că nu știu cum să fac asta. Nu trebuie să știi de la început cum trebuie să faci totul. Oamenii care au realizat lucruri mărețe n-au fost perfecți, ci doar au avut curajul să improvizeze. Amintiți-vă că de cele mai multe ori când apar problemele, acestea vin întotdeauna însoțite și de soluții. Odată ce vei folosi aceste patru chei și aș vrea să le repet pentru a vi le întipări, credința, motivația, planul și acțiunea, odată ce vom folosi aceste chei, vom deschide foarte multe uși și vom ajunge să înțelegem că ceea ce facem este capodopera vieții noastre. Foarte mulți oameni se gândesc că succesul este abia la final. Dar mulți uită că succesul este dat de efectul pe care îl va avea în viitorul nostru, acțiunea pe care o facem în mod repetat. Succesul este dat de consecințele viitoare care ne vor fructifica visul și ne vor înălța acest vis. Dar mai ales, succesul este dat de momentul în care visul nostru va avea cel mai mare impact în viața noastră și în viața celor din jur. Aș vrea, pe final, să închei cu un citat al lui Mark Twain. Acesta spune așa: succesul reușitei este să începi. Succesul începerii stă în organizarea sarcinilor complexe în sarcini mai mici.
iar apoi să încep cu prima sarcină. Vă mulțumesc foarte mult și aș vrea ca să vă folosiți de aceste 4 chei, astfel încât să deschideți cât mai multe uși în viețile voastre.